Sunt un om tehnic, un om al cifrelor și al termenilor exacte și pot să vă spun că România se află într-un moment economic bun. Avem creștere economică, avem creșterea industriei, avem creșterea veniturilor, o creștere a consumului. Ceea ce ne lipsește e o creștere viguroasă a investițiilor și o creștere a veniturilor la buget. Pentru acest lucru îmi place să cred că am fost adus în fruntea acestui guvern. Pentru a împrospăta atitudinea pe care guvernul o are față de investiții și venituri și investitori. Vă asigur că nu există alte obiective în ceea ce mă privește decât implementarea programului de guvernare și recuperarea întârzierilor apărute pe parcurs. Guvernul Grindeanu, dintre care mulți dintre noi, cei de aici, am făcut parte, a dus lucrurile într-o direcție bună. Dar pentru ceea ce a propus guvernarea PSD-ALDE, nu este de ajuns. Nu vreau să critic ceea ce a fost, dar înțeleg că a existat o frână, iar mie mi s-a spus să transform această frână în accelerație, iar asta am să fac.